Doamne ajută! Se bate coasă! Pregătește pentru mâine la cosit! Ce-și mai iau cosașii pe deal când se pleacă la cosit? Cum? Ce-și mai iau cosașii pe deal când se duc? La cosit, că pe deal, eu o leag de mâncărică și un păhăruț. Dar nu mult să fie boasca, nu mai cosește. Să ai putere. Da, să ai putere. La noi a fost un om, nu de mult a murit, el se duce cu coasa la cosit și mâncare n-avea deloc. Și a întrebat, ei, Vasile, dar e tare, zic, cum cosești fără mâncare, fără nică? Dacă ne zicem noi, i-am zorit de ziul, era în brază. Și ei, Vasile, ia veni cu așa. El Vasile și eu tot Vasile. Ia veni cu așa. Băi, e posit ghine, da, e minunat. Dar tu ce luați la costă? N-am luat, eu am urțeles mă tractorul la lucru. Zic, păi e soare și mă duc la lucru. Dar păi ia că eu tot așa. Dar uite, băi, zicea costa meu. Scoate de garafa cu rachiu din buzunar și o să trag o brază. Trag o încă de rachiu și am putere și el o trăit o grămadă până nu de mult a murit. O 80 și ceva aproape 90 de ani o trăit. S-o cosut, s-o cărat cu bicicleta buriană de la soții, de la casa lui vieții. Tătul, o mușit omul ăsta. Dacă muncești și mai mult trăiești. Da, da. Cel ce nu muncești. Cel ce duce, ai băut două chili de zi, te duce doar de ziua și pe urmă țara iar de nou și nu faci nimic.